Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Motan cu râs drăguț, Sarsailă, prezentatorul! Salutare domnilor, sunt Româna Gagici, eu sunt Sebastian Coțofană și astăzi la Poliția Muzicii vă spun ce cafea bea Connector. Cu cine face Mira featuring? Și aflați de ce nu mai face dragoste Țancă Uraganul. Fără să știu din ce cauză. Nu doborâți vulturii și să începem. Connector este unul dintre preferații mei și știți asta pentru că este artistul care cântă cu lejeritate orice. Și a scos piesă cu Bruha, una dintre cele mai interesante tipe din Valul Nou. Piesa se numește Cântăresc de Karaoke și este un mesaj pentru wannabiști din industria muzicală. Clar că nu e loc, cântăresc de karaoke. Mă bucur mereu când văd că nu sunt singurul care zice. După cum scrie în descriere, refrenul este luat după Metadon 3000 MC Karaoke 1999. Sunt că iau poc pe toți v-am luat la ok. Clar că nu e loc de cântăresc de karaoke. Clar că nu e loc de cântăresc de karaoke. Și dacă tot are spor la cafeluța asta, nu știu de ce Connector n-a scris și că are sample de la Noha tu Cafe. Cântăresc de karaoke la Camșuneando Spania. Cuando tomes tu cafe, toma tu cafe con caña. Comercia și cânti la sate. Caña de la Roma con azucar y con caña. Poate pentru că știți cum facem noi românii. Dacă am parcat pe un loc de 3 ori în fața blocului, gata, e al nostru. Așa și cu Noha tu Cafe. Dacă nu știați, clipul este filmat în Sân Andrei, Timișoara. Deci gata, e bun național, e al nostru. Putem să folosim și clipul și piesa cum vrem noi. Așa cum folosim și CADA. Dacă e să ne luăm după videoclipuri, România e pe locuri fruntașe în lume la igienă. Demonstrează asta și Ina în noua ei piesă Flashbacks. Îmi place piesa, de fapt îmi place tot la Ina în ultimii ani, muzică, personalitate, imagine. Videoclipul este simplu, elegant, iar Ina este strălucitoare la propriu, se poartă. Așa cum este și Mira, noua ei piesă, ea a lansat nave spațiale. Ați văzut ce am făcut acolo? Ea a lansat nave spațiale, gen două sensuri a lansat. Nave spațiale, călătoresc spre buzele. N-am niciun dubiu, Mira va avea succes cu piesa pentru că publicul o iubește în primul rând și apoi dacă Roxana a avut succes cu Ce-ți cântă dragostea, de ce n-ar avea și Mira cu nave spațiale? Mă simt pustie, ți-am pictat umerii în perna mea. Aș vrea să fiu paharul care ți atinge buzele. Poate-s nebună sau ești tu prea golan să fiu a ta. Încerc și cu privirea să îți înlătur hainele. Foarte mult îi place piesa și ar vrea să facă un duet cu Mira Florin Salam. În razele de soare, în nave spațiale. Navele spațiale. Nave spațiale. Navele spațiale. Și dacă tot am ajuns pe acest tărâm, cred că am dezlegat un mister care ne macină de ceva ani. Foarte posibil ca Bogdan de la Ploiești să fie Carlos Dreams, l-am demascat. Numai unul este însă Țancă Uraganul. El a lansat o melodie mai tristă, nu e bună de aniversare. Se numește Ce viitor am eu cu tine și e supărat că nu mai merge căsnicia. N-avem niciun viitor. Și problema e că nu prea se mai întâlnesc în dormitor. Suntem lipsiți de sentimente, nu mai facem dragoste. Păi măi, Țancă, femeia intră machiată în pat să fie frumoasă pentru tine. Nu mai facem dragoste. Dar ce dragoste să facă? Îi pierde tot cheful când te vede că dormi cu ursulețul lângă tine. Pus viața pe pauză, fără să știu din ce cauză. Jucăria preferată, ursulețul meu iubit. Băi, Țancă, să mă bată mama, te lăudai că noaptea golanii nu fac nani-nani, dar tu dormi cu ursul, Barney. Voi știți Elsa, hai afară la zăpadă, știți? Hai afară la zăpadă. E, următorul erou e ca Elsa, dar trepăr. Numele lui este Esc și cântă, poate puțin nepotrivit sezonului, A venit iarna. Clipul începe cu efecte, normal. Thank you.
începe direct cu refrenul și cu niște inserturi pe video cu Moș Crăciun, iar ca ritm nu e tocmai trap, e mai rapid, așa, e un fel de Limp Bizkit de comună. A venit iarna, anul timpul e pe-a preș, vine mult Crăciun, cadouri nu stres, nu vine mult Crăciun, cadouri nu stres, nu. Deci vine Moș Crăciun, cadouri nu stres și ne spune și ce aduce. Vine Moș Crăciun, pune cadouri la brăduț, mașinulțe, ciculate, n-ai nimic de spus. Și în câteva secunde se răzgândește, moșul nu mai are nimic în sac. Știu că ți-ai dori cel mai scump telefon, dar anul ăsta Moș Crăciun este pe gol, Moș Crăciun este pe gol. Hă? What? Cu toate astea, el rămâne vesel ca Elsa. Hai și tu la zăpadă, hai vino să ne distrăm. A venit iar anul, timpul e pe apreș, vine mult Crăciun. Iar principala distracție este Săniuța. A cui și cum o cheamă? Bă, da, cu Săniuța, lui bunica. Cu Săniuță o cheamă Geliuța, o cheamă Geliuța. Cu Geliuța bag viteză, n-o stres. Întrec orice copil, mă simt fresh. Cringe, cringe, dar cumva e simpatic și apreciez efortul de filmare și de editare. Și poate că pe asta se poate axa ESC în viitor. Uneori e mai bine să fii omul din spatele camerei. Astăzi vă recomand un rapper pe care l-am descoperit la România au Talent. Nu e foarte multă activitate la el pe canal, dar probabil că va fi, pentru că este foarte real și are o poveste de spus. Mesaj și prezență scenică pentru Jim la Românii. Și mă jur că nu mai pot, stau degeaba și să cred că pot schimba ceva sub forma de a obține scop. Iar piesa Sacrificiu de pe canalul lui are doar 14.000 de vizualizări și merită mai mult, așa că hai cu spam cu Vin de la Coțofan în comentarii. Dar depinde de tine cât poți fi de dus. Ai frații, pași, învață, pași, ai mami, tati, nu prieteni faci, n-o prii tu trenul, stați, timp și de distracții max. Îmi plac tatuajele, pe mâini, pe față, îmi plac țoalele, lanțurile, mașinile. Dar dacă doar asta ai, nu e de ajuns să te numești artist. Post Malone le are pe toate și pun pe repeat Only Wanna Be With You. Mai am ajuns să am grijă de voi, ca de copilul meu. Sunt ca mămicile voastre care vă întreabă: măi mamă, dai mâncat și tu ceva azi? Deși voi aveți și voi o vârstă, sunteți pe picioarele voastre, sunteți plecați de acasă de o grămadă de timp. Așa și eu am și astăzi două vouchere de la Pizzeria Maestro pentru voi. Voucherea câte 500 de lei pe care le puteți folosi pentru o mini întâlnire cu prietenii, respectând regulile pandemiei, pentru o pizza night, sau le puteți folosi singuri pe parcursul unei săptămâni. Puteți să vă bucurați, puteți să vă înfructați din delicioasele pizza de la Maestro, sau din pizza sandwich Maestro, sau din chiflele de la Maestro, dar cel mai bine cred că ar fi să exemplificăm. Să zicem că ați mânca o pizza quattro stagioni, da, o, ceva așa să arate absolut senzațională, ceva așa să, băi, numai de la miros să simțiți că o luați razna, sau că tot a venit primăvara, poate aveți chef de ceva mai fresh, așa, mai cu, ia uite, cu primăvară, a? Și cu un pic așa de parmezan topit, așa, un pic de cașca. Dacă ați putea să simțiți mirosul de oregano, cum îl simt eu. Sau poate că aveți de exemplu chef de o chiflă. Până și sarsaile este... Da, tati, bravo! Bravo, tati! De toate aceste bunătăți și multe altele vă puteți bucura și voi dacă veți câștiga unul dintre cele două vouchere de câte 500 de lei de la Pizzeria Maestro. Pentru a le câștiga trebuie să intrați pe contul meu de Instagram. Acolo unde în cea mai recentă postare veți găsi toate detaliile. În primul și în primul rând, un follow pentru mine, că așa e frumos, și un follow pentru Pizzeria Maestro și în rest succes! Poliția muzicii se oprește aici, noi ne vedem și pe YouTube și ne auzim pe Pro FM la dimineața, blan! Aștept sugestiile voastre și vă mulțumesc anticipat pentru ele în mesaje, pe Instagram și pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.